Peste 60 de antreprenori din țara noastră și-au prezentat produsele în cadrul expoziției organizate la Iași cu genericul Republica Moldova prezintă. Produse lactate și brânzeturi, mezeluri, miere, ulei, vin și straie populare sunt doar câteva dintre sutele de produse autohtone care au putut fi procurate de către vizitatori. La expoziția de la Iași au fost prezentate branduri din Republica Moldova care au reușit să cucerească piețele internaționale. Suntem lăsați pe piața autohtonă de un an, suntem primii și unici din Moldova certificat ecologic internațional de germani. În România este un scop pentru noi să găsim mai mulți parteneri. Uleiurile noastre s-au ridicat deja la standarde europene de calitate. Vinurile de autor sunt cele mai bune și cele mai deosebite. Încercăm să testăm așteptările consumatorilor români pentru a produce și pentru el conform așteptărilor sale. Noi suntem producători de miere și nu doar. Deci acum câteva luni am dat startul și la un proiect turistic. Este bine pentru liberul schimb, da? Pentru că și cei din România pot să vină cu noi experiențe și noi la ei. Ieșenii și oaspeții orașului s-au arătat impresionați de calitatea produselor expuse la târg. Întotdeauna din Republica Moldova produsele sunt de calitate și ceva așa, parcă vin din altă lume. Am cumpărat la nepoțica mea ceva roșu, o salopetă și sunt în plan să-mi cumpăr și un palton roșu. Suc de mere, brânzeturi, pere, miere, nuci. Eu sunt din Constanța și sunt pentru prima dată aici și avem ocazia să vedem și să gustăm niște produse bune, foarte bune. Expoziția este organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Republica Moldova-România. Un eveniment absolut necesar pentru strângerea relațiilor economice dintre România și Republica Moldova. Anul acesta este o participare, să spunem, mai bună. Este foarte important, mai ales când tu ai o piață mică, o autohtonă de desfacere, să găsești noi cumpărători și noi posibilități pentru a vinde. În Republica Moldova, la fel, avem antreprenori care sunt orientați pe piața Uniunii Europene, antreprenori care produc la nivelul și exigențele Uniunii Europene, iar exemplu că avem foarte mulți vizitatori, că avem chiar și buticuri cu produse moldovenești chiar aici. Expoziția Republica Moldova prezintă a fost organizată la Iași pentru a patra oară. Anterior, evenimente similare s-au desfășurat în Ploiești, Brașov și Baia Mare.